Acești youtuberi au vizitat un loc bântuit și după au regretat enorm. Ați auzit foarte bine, frați și surori. Numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod foarte creepy la mine pe canal. Ei bine, fraților, astăzi reacționăm la un nou film horror de pe YouTube care a apărut destul de recent, dacă stau să mă întrebați pe mine. Adică a fost postat pe 1 noiembrie 2022 și care are o poveste foarte, foarte interesantă, fraților. Este vorba despre un băiat și o fată care, din câte am înțeles, nu știu dacă sunt youtuber neapărat, însă sunt vlogger, sunt persoane publice și merg așa de amuzament ca să filmeze și ca să nu știu ce, într-un loc bântuit, mai exact într-un spital abandonat. Ei bine, fraților, ce nu știu ei este că na, ei merg acolo, își fac treaba, râd, fac poze, nu știu ce, și după merg acasă, însă acasă nu merg singuri, fraților, din spitalul abandonat a plecat ceva cu ei. Urmează să vedeți, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul, fraților, pentru că mie chiar îmi place să reacționez la filme horror și am văzut că unele chiar vă plac și vă zic sincer, băi, că sunt super, super creepy. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul, Daddy Partied, let's go, horror short film. Let's go, hai să vedem. Bun, deci după cum puteți vedea, acesta este marele spital abandonat și uite, i-au venit aici cu mașina. Nu știu dacă zice cum îi cheamă, Emma, Hallsville Hospital. Emma și încă cineva, bănuiesc că Emma este personajul principal, fata. Uite-i, uitați-vă fațele ei. Oh, I already don't like this. Ce că nu-mi place chestia asta. Okay, just don't ditch me, okay? Ce că să nu faci mișto de mine, ok? Ok, opa, deci băiatul ăsta îi place de aia, zic că dacă te sperii poți să mă iei pe mine de mână. Ok, hai să vedem. Oh boy, here we go. Hai să începem. Okay, sorry. I'll stop now, promise. Well, back in the day, this place used to be really busy. Hopa, eu să-ți faci, deci nu știu dacă cineva se uită la ei de după geam sau așa, ei făcut cadru. Au zis că și că acum mult timp acest loc era foarte, foarte ocupat. Până într-o noapte, deci acum el zice povestea. Scary. Sounds like a normal hospital. Băi, da, asta generație, ci că până într-o noapte în care o fată a murit într-o cameră de spital și face ea, ok, un spital, nu asta se întâmplă câteodată în spitale, din păcate. Yeah, except other patients started seeing this dead girl roaming the hallways at night. Mamă, și după ce că anumiți pacienți o vedeau pe fata care a murit, o vedeau noaptea prin, prin spital. And whoever saw this dead girl would end up disappearing. Și că oricine care o vedea pe această fată dispărea, gen. Și că sună ca o poveste făcută, gen falsificată. Sună ca un spital foarte, foarte ciudat. Pentru ce crezi că a fost folosită chestia aia? Oare pentru ce, sora mea? Să fii serios. Tortură sau ceva de genul. Bro, Will? Ok, face o farsă. Foarte amuzant, Will. Bă, unde a dispărut? Frățior, începe! Bă, Will, unde ești, mă, frățior, unde te-ai dus? Oamenii mei, începem. A luat aia. Oh my god! Băi, ce terminat e, Will. Ești ok? Ce terminat e Will ăsta, băi, ce glume proaste. Hai să plecăm de aici, da, hai să plecăm odată. Ar fi trebuit să-ți vezi fața când te-am speriat. Și cred că fata aia vine după ei, fraților. Nu? Noapte bună! Ok, și asta a ajuns acasă. Fraților, cred că o să vină fata aia la ea. Abandonat hospital. Uite, și ea caută acum, gen, caută de spitalul ăla. Hallsville. O,
Oh my god, și cred că s-a uitat acolo și i-a confirmat povestea lui Will ăla, și că chiar asta s-a întâmplat, scrie pe Google. Ok, sora mea, ia-ți popcorn-ul, ultima ta masă. Oh my god! Bro! N-o să mai dau înapoi, că nu-mi plac fazele astea, dar vă râs că ați văzut, dați voi înapoi dacă n-ați văzut. Sper că asta-i. Bro, ce se întâmplă? Dar și de ce pe ea, bro? De ce nu l-a urmărit pe Will? Păi la urmă, că și ăla e un fraier. Foarte suspect ce se întâmplă. N-am să vă mint. Super suspect. M-am dus și mie de asta. Asta tot are impresia că cineva urmărește, bro. Ok, se uită la un film. Hai să ne uităm toți în stânga, fraților, la ușa din stânga. Acolo cred că o să se întâmple ceva. Sau nu, nu, sau? În stânga se întâmplă ceva 100%. Mamă, s-a auzit pași de aia. S-a auzit pași de aia, mamă, și eu m-aș fi speriat. Bro, ce face? Mamă, face să mă sperie. A, ajută-ne pe Will. Ci că Will, vine-o rapid aici la mine, deoarece e ceva în casa mea. Ce că... am auzit ceva. Sora mea, ești din casă! Cea mai simplă chestie, nu înțeleg. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Fugi, bravo, bravo! 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 Logică! Pentru prima dată la un film horror, logică! Bro, casa ta e bântuită, ești din casă! Bravo, mă mir, hai să vedem ce se întâmplă. Are you okay? Ești ok? Sună la poliție. E ceva în casă. E un animal? A, ok, acum îi zice că și când am mers la spital a văzut ceva. Dar am început să aud chestii. Emma, nu e nimica. Chica, o să mă duc înăuntru să văd care-i treaba. Stai liniștită, fă pe gentlemanul, frățiorul. Du-te, fă pe băiatul curajos. Nu mai ești de acolo, băi, Will. Inteligentule, să mă arăt, frații mei. Haide, băi, du-te. Du-te că ești inteligent, frățiorul. Du-te, frate, că știi ce faci. Ok, și-a luat o bătă de baseball. Ce se întâmplă, fraților? Will al nostru... Bro! S-a auzit sunetul ăla ca și cum băta de baseball ar fi picat pe jos. Dar nu s-a auzit nimica de Will. Man, ce se întâmplă? Shit's creepy. S-a panicat sora mea. Will! Și eu m-aș fi panicat, ok? Will, fă ceva! Ce-ai făcut? Will? Frate meu, răspunde odată! A dispărut, fraților. Gen, a dispărut, că a zis că oricine care o vede dispare. Dar asta n-a văzut-o, nu cred că i-a văzut fața sau ceva de ce. Păi a văzut-o, dar nu cred că i-a văzut fața. Mamă.
Oh, oh, oh my God! Oh my God, fraților. Și aici s-a terminat filmul. Oh my God. Și ambii youtuberi s-au dus. Bun, băi și fete. Păi cam atât a fost cu episodul ăsta. Ăsta a fost filmul horror pe care am vrut să vi-l arăt. Chiar a fost ceva foarte creepy. Nu cred că o să mai la filme horror pe YouTube multă vreme de acum. Fraților, eu am fost Marusiancu. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii și dacă mai aveți anumite sugestii la ce vreți să reacționăm, lăsați-mă să știu. Pa, pa pe toți. Pa, pa.